Cu o formulă de start alcătuită din jucători de la prima echipă, dar care n-au apucat să evolueze prea mult în ultima perioadă din cauza problemelor medicale, farul Constanța a început prost amicalul cu Cernomore Varna. Bulgarii, care ocupă locul 3 în campionatul de la sud de Dunăre, au înscris de două ori în primele 5 minute ale meciului disputat pe unul dintre terenurile de antrenament ale bazei sportive Gheorghe Hagi. În actul secund, Gheorghe Hagi a aruncat în luptă și pe fotbaliștii de perspectiva ai farului, iar efectul s-a văzut pe tabela de marcaj. Adrian Petre a marcat din lovitură de la 11 metri, iar Cojocaru a restabilit egalitatea cu un sfert de oră înainte de final. Cernomore a dat lovitura în minutele de prelungire și s-a impus cu scorul de 3 la 2. Da, a fost o perioadă grea, vă dați seama, nimănui nu-i plac cantonamentele, meciurile de pregătire, dar asta e, trebuie să le facem și pe acestea. A fost, astăzi a fost un meci foarte bun pentru noi, cei care au jucat mai puțin sau deloc, sau cei care au venit și din, din răceală, din boală, cum am fost și eu, cazul meu. Mi-a prins foarte bine acest meci, am și marcat, mă simt, mă simt bine, ne simțim bine și sperăm să prindem meciuri și minute și în meciurile oficiale. Okay. Vom vedea când, când va veni meciul cu Clincen, dacă ne-a curcat sau nu, dar nu cred că ne-a încurcat pentru că suntem profesioniști și trebuie să acceptăm orice, orice situație care, se, care, vine așa pe neașteptate. Trebuie să ne adaptăm și trebuie să jucăm. Chiar dacă va fi, din, va fi foarte greu pentru că din 3 în 3 zile, dar asta ne adaptăm și jucăm. Pentru formația Constanțeană urmează în weekend o nouă partidă de campionat. La Ovidiu vine Chiajna Târgoviște, ocupant al locului 12 al clasamentului Ligii Naționale. Meciul este programat să aibă loc sâmbătă după amiază, cu începere de la ora 16.